După ore întregi de tensiune, alerta de la aeroportul londonez Heathrow a fost ridicată. Autoritățile au refuzat să dea detalii, însă despre natura coletului suspect care a determinat închiderea parțială a terminalului 4. Corespondentul Prima TV la Londra, Mihai Ursu, este chiar acum la aeroport și ne oferă în direct mai multe amănunte. Bună seara, Mihai! Care e acum atmosfera pe aeroport? Bună seara, Adrian, bună seara, doamnelor și domnilor. Timp de 5 ore, terminalul al 4-lea al aeroportului internațional Heathrow a fost închis. Oamenii nervoși și speriați au fost siliți să rămână pe aeroport, pe vreme ce mai bine de 100 de curse au fost anulate. Autoritățile aeroportuare au anunțat în această seară că zborurile vor fi reluate în regim normal abia de mâine. Terminalul a fost închis din cauza unui pachet suspect, cel mai probabil o geantă. Polițiștii au evacuat sute de pasageri în afara terminalului și au închis sala de așteptare după circa 5 ore de tensiune, alerta a fost ridicată. Mihai, noi aici știm că alerta de pe Heathrow a avut loc în același timp cu cea de la serviciul de pașapoarte din Londra. Ce s-a întâmplat acolo mai exact? Într-adevăr, Adrian, și la serviciul de pașapoarte, care ține de Ministerul de Interne din Marea Britanie, a fost anunțată și cu o alarmă cu bombă. Sute de oameni au fost evacuați din clădire, din clădirea respectivă și din mai multe baruri și hoteluri aflate în apropiere, după ce poliția a fost anunțată că exista o mașină suspectă parcată foarte aproape de instituția respectivă și, de asemenea, foarte aproape de stația de tren Victoria, una dintre cele mai circulate din Londra. Ei bine, polițiștii au luat totul foarte în serios, au închis perimetrul, au oprit circulația și au examinat mașina, fapt care a permis să constate că de fapt a fost o alarmă falsă. În tot acest timp însă poliția continuă ancheta. În nordul Angliei au fost reținute două persoane suspecte că ar fi încălcat legea privind combaterea terorismului. Există încă o legătură clară între această arestare și atentatele eșuate de săptămâna trecută. Arestarea vine după ce noaptea trecută în Australia un cetățean indian a fost reținut în legătură tot cu atentatele. Potrivit preței britanice, toți suspecții au legătură cu sistemul de sănătate, fapt care a provocat de altfel o adevărată criză a conspirației medicilor în presa londoneză. Atât că în data de la Londra vom reveni cu alte amănunte pe măsură ce le vom avea. A fost, doamnelor și domnilor, în direct trimisul nostru special în capitala britanică. Mulțumesc, Mihai, seară bună, continuăm știrile.